E atât de cald că abia pot să respir. Bine v-am regăsit, vara și-a intrat în drepturi și deja discutăm despre disconfort termic accentuat. Prin sudul și estul țării este cel mai cald la această oră. Termometrele ne indică 32, chiar 33 de grade Celsius. Problema este că indicele temperatură umezeală a crescut și el și se apropie de pragul critic de 80 de unități prin unele zone. Asta înseamnă că temperaturile resimțite sunt mai mari decât cele pe care le vedem afișate pe hartă. Începem să discutăm tot mai des despre instabilitate atmosferică și nu scăpăm nici astăzi. În orele următoare o să mai plouă prin zonele montane, cele submontane și prin regiunile nord-estice și centrale. Știm deja, ploile vor fi torențiale, cu tunete și fulgere, iar prin unele locuri este posibil să cadă și grindină. La munte, din punct de vedere termic, lucrurile sunt stabile. Vedem că temperaturile sunt în creștere, dar vor mai fi momente de instabilitate atmosferică în această după-amiază. Nu este exclus să cadă grindină prin unele locuri, deci aveți mare grijă și nu plecați de acasă fără umbrele. 16 grade se înregistrează în Ceahlău, 20 avem la Păltiniș, iar la Stâna de Vale termometrele ne indică 22 de grade. Pe litoral este din ce în ce mai bine, se mai încălzește puțin și momentan norii s-au risipit. Prin stațiuni vedem că termometrele ne indică 24-26 de grade, iar apa începe să fie bună pentru bălăceală, are undeva la 17-18 grade. În capitală simți că te sufoci dacă stai mai mult de 5 minute la soare, este prea cald pentru prima săptămână de vară, termometrele ne indică în centrul orașului 32 de grade. Doamnelor, domnilor, atât despre vreme. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem puțin mai târziu. Pe curând!